27 de mașini au ars noaptea trecută într-un incendiu izbucnit într-un parc auto din județul Buzău. Patru mașini de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările care se extindeau cu repeziciune. Intervenția a fost dificilă din cauza cantității uriașe de fum toxic degajat de mașinile care ardeau. Din primele informații, se pare că incendiul a izbucnit pe fondul unui scurt circuit la instalația electrică a unei construcții metalice din parcul auto.